Severinul se confruntă cu o situație mai puțin obișnuită, invazia de musculițe negre. Astfel, primarul municipiului Marius Creciu a luat măsuri rapid, iar de pe data de 6 iulie va începe a doua tranșă a dezinsecției în oraș. Odată cu înregistrarea temperaturilor ridicate, și-au făcut apariția și musculițele negre. Autoritățile locale au luat măsuri de combatere a acestor insecte, însă tratamentul nu a dat roade și în cazul acelor musculițe. Se pare că și județele Dolj și Gorj se confruntă cu această problemă. Astfel, primarul municipiului Marius Creciu a anunțat că se va interveni și la nivelul solului, iar de pe data de 6 iulie va începe a doua tranșă a dezinsecției în oraș. De miercuri 6 iulie începem a doua etapă a dezinsecției, țânțari, muște, căpușe, urmând și o a treia etapă. Cel mai rău, să zic așa, în momentul acesta avem o problemă cu miliarde de muște, din câte înțeleg, au apărut dinspre zona Serbiei și Doljul, județul Dolj se confruntă cu aceeași problemă. Nu avem numai în Severin, și localitățile limitrofe, Șimian, Malovăț, Prunișor au aceeași problemă. Noi, din ceea ce eram noi pregătiți din avion, nu putem să dăm pentru astfel de muște. Încercăm la nivelul solului să intervenim. Este destul de dificil. Nu ne-am mai confruntat până acum cu această problemă. Am luat legătura cu instituțiile specializate ce au avut și ce au în zona de lucru această problemă, să sperăm că vom găsi soluțiile necesare să eradicăm și această problemă apărută peste noapte. De la nivelul avionului, ce am făcut noi, această dezinsecție nu aveam prinsă și pentru dezinsecția și pentru astfel de insecte, pentru că nu erau pe lista noastră. Nu au fost până acum. Acum e prima dată când ne lovim de această problemă. Sperăm că vom găsi soluții și pentru ea. Conform specialiștilor, musculița neagră nu poate fi combătută decât prin tratament aplicat efectiv asupra plantelor. Este vorba despre insecta neagră ce se răspândește mai ales pe timp secetos. În același timp, odată cu tratamentele aeriene efectuate de curând, municipiul Robeta Turnu-Severin a scăpat de țânțari și muște, aceste insecte fiind întâlnite din ce în ce mai rar.